Bună ziua, dragi elevi! Astăzi vă voi prezenta modalități de căutare și de salvare a informațiilor de pe internet. Numele meu este Daniela Tarasă și vă invit să urmăriți această prezentare. Vom discuta pe rând despre căutarea și salvarea informațiilor de tip text, de tip imagine, de tip video și de tip audio. Începem cu căutarea și salvarea informațiilor de tip text. Am scris în caseta de căutare pe Google structura internă a Terei. Prin această căutare am obținut ca primă pagină straturile Pământului de pe Wikipedia. Pentru a salva informațiile pe care le-am găsit pe Wikipedia, selectez textul care mă interesează, apoi execut click pe butonul din dreapta al mouse-ului, din meniul care apare, aleg opțiunea copiază, apoi deschid un document Word și lipesc în documentul respectiv textul care a fost selectat și copiat. Căutând aceeași informație, am mai găsit un document de tip PDF numit structura internă. Am executat click pe linkul respectiv și am obținut un document de tip PDF. Pentru a salva acest document, în dreapta avem un buton, o săgeată în jos. Am executat click pe acest buton. S-a deschis fereastra Save As. Am ales calea pe calculator unde salvez documentul, adică am ales folderul în care voi salva acest document de tip PDF și apoi am executat click pe butonul Save. Asta înseamnă că informația căutată pe internet o puteți salva și ca documente. O puteți găsi ca PDF sau chiar ca documente DOC sau DOCX. Vorbim acum despre căutarea și salvarea informațiilor de tip imagine. După cum observați, în caseta de căutare am scris din nou structura internă a Terei. În schimb, am ales categoria de imagini. Am posibilitatea de a alege la categorie, categoria toate și acolo găsesc toate informațiile, așa cum v-am arătat anterior, și de tip text și de tip imagine. Am posibilitatea să aleg imagini și atunci voi obține doar imaginile despre informația solicitată sau, dacă doresc, videoclipuri. Aleg categoria videoclipuri. Accesând unul din linkurile pe care le-am obținut anterior, s-a deschis o altă pagină în care imaginea nu era salvată ca fișier, era pur și simplu inclusă într-un document. Dar, pentru că am vrut să salvez această imagine, a fost simplu, am executat click pe imagine cu butonul din stânga al mouse-ului, apoi am executat click pe butonul dreapta al mouse-ului, din meniul care s-a deschis, am ales opțiunea Salvează imaginea ca și apoi, în fereastra de salvare, am ales folderul în care salvez imaginea. O altă modalitate de a salva imaginea inclusă într-un site și nu inclusă ca fișier de tip imagine, ci doar postată pe un site, este de a utiliza instrumentul din Windows numit Snipping Tool. Accesați instrumentul respectiv, selectați imaginea, iar din fereastra instrumentului Snipping Tool, din meniul File, alegeți opțiunea Save As. Se va deschide din nou aceeași fereastră de dialog Save As, de unde veți stabili locația în care vreți să salvați imaginea. O altă modalitate de a salva informația de tip imagine este downloadarea ei ca fișier imagine, JPG, JPEG sau PNG. Am ales ca exemplu utilizarea site-ului Pixabay,
și în caseta de căutare am scris sistemul solar. Am obținut mai multe imagini, nu toate au permis downloadarea gratuită și atunci am ales una dintre ele care a putut fi descărcată gratuit. Din fereastra care s-a deschis, am observat că am butonul descarcă gratuit și apoi butonul descărcare. Am executat click pe butonul descărcare, o să observați că imaginea se descarcă pe calculatorul vostru într-un folder prestabilit al sistemului de operare pentru download. Trecem acum la căutarea și salvarea informațiilor de tip video. Găsiți pe internet mai multe aplicații, softuri pentru descărcarea fișierelor de tip video și de tip audio. Eu pentru astăzi am ales softul MP3 Studio YouTube Downloader. L-am descărcat pe calculator, iar apoi am intrat pe YouTube, am copiat adresa URL a unei pagini și am lipit-o în această casetă. Apoi am ales din listă conversie către MP4, deci fișier video. Informația căutată, după cum vedeți, a fost sistemul solar pe înțelesul copiilor. După ce am ales tipul de fișier, adică MP4 HD, am apăsat butonul convert pentru a face conversia. După finalizarea conversiei, pentru a vedea locația în care a fost salvat fișierul MP4 pe care l-am solicitat prin conversie, a trebuit să aleg din opțiunile butonului cel care este inscripționat cu 3 puncte, opțiunea Show in Folder și așa am văzut unde a fost salvat fișierul de tip MP4 pe care l-am solicitat prin conversie. Aceeași aplicație MP3 Studio YouTube Downloader am utilizat-o pentru conversia și salvarea unui fișier în format audio, tot de pe YouTube. Am căutat ca informație pe YouTube poeziile lui Mihai Eminescu. Am copiat adresa URL a paginii în această locație. Am ales conversia către MP3, deci fișier audio. Apoi am executat click pe butonul convert. După finalizarea conversiei, pentru a vedea locația în care a fost salvat fișierul, am procedat exact ca la fișierul video de mai devreme, am căutat locația prin butonul cel cu 3 puncte, care mi-a dat ca opțiune Show in Folder. Sper că toate informațiile pe care vi le-am prezentat despre căutarea și salvarea informațiilor de pe internet v-au fost utile și vă vor fi utile. Până data viitoare, vă doresc succes!